Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, domnul Irinel Stativă. Bună ziua și bun găsit! Bună ziua și bine v-am regăsit! O perioadă foarte grea pentru cei care lucrează în sistemul de protecție socială, nu numai pentru angajații acestui sistem, dar și pentru beneficiari, având în vedere că banii sunt tot mai puțini de la o perioadă la alta, iar oamenii care au nevoie de protecție socială se înmulțesc pe zi ce trece. Care este situația în prezent la instituția pe care o conduceți din acest punct de vedere? Aveți în mare parte dreptate, așa este. Este o perioadă grea în care ne confruntăm cu probleme dificile și aici, așa cum ați spus, lipsa banilor, înmulțirea cazurilor sociale, ba din nou la poarta instituției noastre din ce în ce mai mulți oameni care au nevoie de ajutor, atât din punct de vedere social, cât și din alte puncte de vedere. Viața este grea, eu știu, au îmbătrânit și copiii nu mai sunt lângă ei, o parte dintre persoanele cu dizabilități, avem câteva cazuri în care până acum au avut grijă de ei părinții și părinții natural au îmbătrânit și s-au dus și atunci, bineînțeles că aceste cazuri sunt unele din cele mai disperate și care intră cu prioritate în centrele noastre. Avem probleme, într-adevăr, în ceea ce privește asistența socială, întrucât guvernul acestei țări și-a cam întors fața de la statul social așa cum ar fi trebuit să fie și au înțeles că asistența socială consumă foarte mulți bani, ceea ce este pe de o parte adevărat, însă am avea o asistență socială, adică s-ar absorbi mai puțin bani de către asistența socială dacă statul ar merge ceva mai bine și persoanele întretuite sau alții ar fi ușor să-și permită un asistent personal, să-și permită un om care să-i îngrijească și să nu mai apeleze la serviciile statului de asistență socială. De altfel, avem un val de cereri, vine iarna de acum, avem un val de cereri care s-au depus la instituția noastră și încercăm pe cât posibil să le onorăm, deși suntem la capacitate, chiar am depășit capacitatea centrelor noastre, dar încercăm ca pentru toată lumea să fie bine. Iar eu când mă gândesc la asistența socială și la faptul că este greu în asistența socială, mă gândesc din ce în ce mai mult la beneficiarii acestui sistem și mi-a plăcut întotdeauna, ca și cu colegii mei care lucrează în asistență socială și aici mă refer la toți angajații, să pună pe primul plan motivul pentru care venim la servici, motivul pentru care suntem angajați la Direcția de Asistență Socială și Protecție Socială și Protecția Copilului. Pentru că, în primul rând, și mi-a plăcut întotdeauna să cred lucrul ăsta, să punem pe primul plan atunci când suntem la servici, să punem motivul pentru care suntem acolo și anume să facem viața plăcută a celor care sunt dintr-un motiv sau altul, pentru că nimeni nu este bucuros să fie într-un astfel de centru, dar sunt dintr-un motiv sau altul în centrele noastre. Și aici, după cum v-am spus, îmi place să cred că asigurăm pe cât posibil cu ceea ce putem și alte ori mai aducem și de acasă, alte ori mai renunțăm la unele plăceri în favoarea altora și așa mai departe, la unele beneficii, tocmai pentru a face viața cât mai plăcută celor care stau și sunt beneficiari în sistemul de protecție socială. Spuneați că vă confruntați în această perioadă cu un val de cereri din partea persoanelor care au nevoie de protecție socială. De ce atunci când debutează sezonul rece se înmulțesc aceste cereri? Știți, pe parcursul verii fiecare mai poate mai merge cu ziua, mai poate mai găsește ceva prin grădină, mai își duce zilele de azi pe mâine. Când vine iarna, dacă nu ai strâns vara, ceva mai greu este să te descurci și atunci apelezi la sistemul de protecție socială. Și eu cred că ar trebui să fie pregătit sistemul astfel încât să absoarbă atât oamenii ai străzii, atât și chiar cât de curând se va da în folosință un centru de primire în regim de urgență. Încercăm să fim pe fază tocmai pentru ca aceste suflete să nu, v-am spus, poate că nu din vina lor, poate că nu din reavoință, poate că nu numai din neștiință sau din altceva, ajung să fie beneficiari ai noștri și atunci noi trebuie să avem grijă de ei, așa cum avem grijă și de noi. Dar e vorba în special de bătrâni sau și persoane mai Este vorba tine? Și bătrâni, este vorba și de persoane cu dizabilități, este vorba de bătrâni în primul rând pentru că aceștia au rămas singuri, vine iarna, nu sunt pregătiți pentru iarnă,
Imaginați-vă un om de 86 de ani care n-a ieșit din casă de 5, 6, 7 luni, de care a avut grijă o vecină, spre exemplu, i-a mai adus un lit de mâncare și s-a descurcat pe timpul ferii. Vine iarna, ninge, ce se va întâmpla cu acest om? N-are încălziri, nu are cine să-i mai speli, nu are cine... Știți de altfel că e greu cu toate astea și atunci apelează într-un mod sau altul la serviciile noastre. Noi încercăm pe cât posibil să rezolvăm aceste cereri, dar, v-am spus, ne este din ce în ce mai greu, banii sunt din ce în ce mai puțini, iar și noi avem o capacitate, trebuie să respectăm niște standarde, că se pare că guvernul a înțeles să facă protecție socială doar amendând sau doar comandând controle și amenzi în direcțiile de protecție socială, dar eu cred că nu asta este soluția, pentru că atunci când comanzi un control, trebuie în primul rând să te uiți la resurse. Despre ce controle vorbiți? De ce sunt nemulțumiți cei de la guvern? Vorbesc la modul general. Nu, de ce ați fi pasibil de amendă, să spunem? Știți cum, în orice moment suntem pasibili de amendă. Cred că guvernul, și dacă respirăm, ne-ar da o amendă. Dar sunt diverse disfuncții. De exemplu, nu respectăm norma de aer sau nu respectăm metri cubi de aer. Atâta e camera de mare. Nu o să o putem respecta niciodată. Iar dacă vrei să ajuți pe cineva, mai pui al doilea pat într-o cameră sau al treilea pat într-o cameră și bineînțeles că atunci nu mai respecti norma de aer. Vă dau un exemplu pueril sau... principal aglomerația. Vreau să vă mai dau un alt exemplu ca să vedeți cât de rea intenție este. La o altă instituție din țară a fost amendat instituția pentru că nu avea la un centru, cum ar fi un centru de bătrâni sau un centru de persoane cu dizabilități, că nu avea afișată la poartă în braică. Fraților, nu sunt orbi în zonă, nu este destinat orbilor, dar trebuie, într-adevăr, în standard scrie că trebuie afișate în braică și mai trebuie afișat pentru nevăzători, nu neapărat afișat, ci pus un casetofon sau o înregistrare care să poată spune că acolo este un centru. Adică chiar găsim motive puerile de a da amenzi, de a ne face de lucru și de a-i face pe cei care lucrează în protecție socială să plece. În principiu, ne confruntăm și cu această problemă. Mulți dintre cei din asistență socială au plecat și, cu părere de rău, vă spun că au plecat și o parte din specialiști. Deci n-au plecat numai asistenți maternali, au plecat chiar și specialiști. Pentru că au alternativa libertății forței de muncă și au plecat în serenitate, unde sunt mult mai bine plătiți. Din câte știu, au plecat peste 200 de angajați din sistemul de protecție socială. De-a lungul timpului, chiar mai mult de 200, sigur. În ultima perioadă. Cum vă descurcați în aceste condiții? Ați angajat alți oameni în locul celor plecați? Nu, după cum știți, locurile sunt blocate, nu putem angaja și ne descurcăm așa cum putem cu ce avem. Da, înțeleg că valul ăsta de plecări nu s-a oprit. Oamenii își manifestă în continuare intenția de a pleca din sistem. Ce să faceți dacă nu se deblochează posturile? Nu știu ce o să facem, o să vedem atunci, dar mi se pare corect. Am, spre exemplu, un centru de la Huș, care doi oameni, dacă mai îmi pleacă, practic nu mai pot desfășura activitatea, că nu pot să asigur liberele, nu pot să asigur desfășurarea bunei activități, nu pot să asigur prestarea de servicii pentru care suntem acolo și atunci bineînțeles că avem o problemă cu reangajările. Dar, dincă o dată, lucrurile sunt stopate, guvernul a înțeles că nu trebuie, că suntem prea mulți în asistență socială, dar eu cred că am fi mai puțin dacă societatea ar merge mai bine și societatea, mergând mai bine, ar putea să și furnizeze mai mulți bani, dar ar putea să absorbă și o parte din problemele sociale pe care cu care se confruntă populația. Pentru că de cele mai multe ori la noi intrăm chiar în perioada sezonului rece, în care e ceva mai greu și chiar și pentru noi e mai greu. Trebuie să facem cald, trebuie să nu mai ai unde să ieși, nu mai ai unde să mergi, nu mai ai unde să consumi timpul o zi întreagă și atunci bineînțeles că, fiind mai greu, apelez la serviciile specializate ale statului. Da, de exemplu, în centrul de la Huș, despre care vorbeați, o simplă infirmieră, de câți oameni trebuie să aibă grijă pe o tură? Infirmiere, nu, dar aș vrea să spun că o asistentă medicală are grijă cam de 70 de persoane. Una singură? Una singură. Păi e practic imposibil să ai grijă. Este aproape imposibil, dar uite că oamenii nimoși care au lucrat acolo dintotdeauna. Și dacă doamne, se întâmplă ceva, evident că asistenta respectivă e trasă la răspundere.
este într-o oarecare, nu este singură trasă la răspundere. Noi am avut de fiecare dată grijă de toată lumea și nu numai asistenta socială a avut grijă, au avut grijă și infirmierile, au avut grijă și îngrijitorii, au avut grijă și ergoterapeuții. Toată lumea am pus umărul și am făcut astfel încât să suplinim cumva această lipsă de personal, pentru că este una dintre cele mai complicate lucruri să faci asistență socială fără personal. Pentru că, și v-aș da cazuri de la bătrâni, ai oameni care trebuie schimbat pampersul, trebuie spălat, trebuie, o infirmieră nu poate, trebuie să mai vină și un îngrijitor să-l ridice, să-l ducă la baie. E ceva mai complicat. Nu e chiar așa simplu asistența socială cum o văd cei care practic au și făcut să meargă atât de prost. Au pus normative foarte, niște standarde foarte ridicate, dar cu resurse minimale și de cele mai multe ori au descentralizat serviciile, au descentralizat asistența socială, practic au descentralizat o mare consumatoare de bani de la guvern și au dat-o pe spinarea Consiliilor Județene, lucru care, vedeți unde a dus, lipsa banilor, lipsa aprovizionărilor pentru iarnă, lipsa multe lipsuri, pentru că lipsa bani, pentru că atunci când au deconcentrat serviciul, nu au deconcentrat și resursele financiare. Și atunci, bineînțeles că ne descurcăm ceva mai greu. Adică sunt mai puțini bani în... Dar așa au considerat, astea sunt prioritățile domniilor lor. Noi încercăm să facem cu atât cât putem și să ne facem datoria, să nu ne facem de râs față de cei care mai au aparținători și vin și își vizitează părinții și... Spuneați mai devreme că este mare aglomerație în centrele sociale. Se întâmplă în prezent să vină o solicitare din partea unui caz social destul de grav și să nu puteți să onorați acea cerere din cauza aglomerației sau nu s-a ajuns încă aici? Deci cântărim foarte, 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 foarte mult până primim pe cineva în centru, întrucât ieșirile din centru sunt numai cele naturale, adică numai prin deces și mai avem centrele Respiro în care vin pe o perioadă de 2-3 luni și pe aia ies, se reîntorc în familie. O parte chiar nu se mai întorc, deci au considerat că îi duc în centru, eu nemai având aparținători cui să-i dau înapoi, o să-i țin. Îi țin o parte care nu mai sunt, nu mai au unde să se ducă, dar apelez și am apelat și întotdeauna la bunăvoința primăriei, care ar trebui să se ocupe de aceste cazuri sociale, întrucât și primăria are serviciu social și acești oameni sunt și ai primăriei și ai urbii în care s-au născut și trăiesc. Ei odată au fost membri ai acestei comunități și atunci și comunitatea ar trebui să facă ceva pentru ei de-a lungul timpului. Și în unele situații mai avem cazuri în care îi redăm societății, îi ducem acasă, chiar dacă nu au pe nimeni, vine cineva de la primărie și mai trece pe la ei. Și, dar în cazurile disperate avem un caz de o familie în care s-a dărâmat efectiv casa peste ei și n-am avut cum să nu-i luăm. Deci chiar nu am avut, neavând copii, neavând aparținători, o trebuie să-i luăm în centru și nu ne-a fost deloc ușor, adică nu este ușor să lucrezi peste capacitate cu personal subdimensionat. Și, dar cu toate astea, așa greu ne descurcăm și sperăm noi că facem și lucruri frumoase în centrele noastre. Ar mai fi nevoie de centre în județul Vaslui? Întotdeauna ar fi nevoie de centre, pentru că solicitări sunt... Dar și centre chiar pe proiecte se fac, vă dau cazul de la Solești, care chiar m-am implicat un pic, am discutat cu primărița de acolo. Dar nu se pot face angajări. Dar asta de aici s-a lovit, nu se pot face angajări. Noi suntem subdimensionați ca și instituție, primăria nu poate să angajeze că este legată de lege și nu poate să angajeze, are dimensionat personalul după numărul de locuitori din comună. Și centru este un centru european, un centru bine făcut, un centru într-un loc foarte bine ales, dar va rămâne până se va da drumul la... Înțeleg că sunt și doritori, dar chiar cu acești doritori și chiar dacă s-ar plăti... deschide de mâine centru, de mâine el ar fi ocupat în totalitate. Da, el are deja cereri, are deja beneficiarii în așteptare, dar nu are cine să... nu are personal. Și nu este singurul exemplu din județ. Și nu este singurul exemplu din județ. Să mai fac câteva centre, dar tot așa, neavând personal, noi, spre exemplu, am dezlocat la căsuțe, că și noi dăm drumul la câteva căsuțe de tip familial, dar...
La acest lucru, iarăși, sunt legat de personal, pentru că nu are cine, iar normativul care l-a dat guvernul cu 3 persoane, 2,7 persoane miese pe o căsuță, nu știu cum pot să am grijă de 10 beneficiari, dar ne descurcăm, nu știu cum o să facem. Chiar normativul este defectuos gândit. Deci normativul care spune că într-o locuință protejată pot fi, adică se angajează maxim 2,7 angajați, dacă stăm bine și ne gândim, și măcar turele nu le putem asigura. Deci orice om care a făcut un plan știe că nu se pot asigura turele cu 3 persoane într-o locație. Dar în centre ajung doar bătrânii cu venituri modeste sau fără venituri deloc? Nu. Deci nu este... Ce se întâmplă când ajunge un bătrân în centru? Cine suportă costurile? Îi se ia pensia sau îi se reține doar o anumită sumă de bani din pensie? Corect. Deci intrarea în centru, pe lângă faptul că se face foarte greu pentru că nu avem locuri, nu ține neapărat cont de care este venitul persoanei respectivei, pentru că de aia este asistență socială. Cel mai important lucru se analizează ce l-a determinat să ajungă aici. Are aparținători, are copii, are casă, are unde se duce, are cine avea grijă, are surori, frați și așa mai departe. Astea sunt primele. Abia la urmă vine care sunt veniturile, dacă e sănătos, dacă nu e sănătos. Deci sunt mai mulți factori care se iau în calcul atunci când se admite în centru, iar banii, într-adevăr, se oprește de către centru o sumă, un procent din pensie, cred că 60% mi se pare, iar restul este plătit prin hotărâre de aparținători, dacă are, dacă nu, de Consiliul Județean. Deci, până la urmă, cheltuiala, dacă nu are cine, și sunt cazuri, vreau să vă spun că am trimis solicitări aparținătorilor, a scris o fată a unui bătrân că ea are 4 milioane de lei salariu și nu poate să subvenționeze, bătrânul având undeva la 4 milioane jumate pensie, am ocupat noi 3 până la 7 jumătate, ar trebui să plătească aparținătorii. Deci ceea ce însemna ca copilul acestui bătrân să dea diferența de 4 milioane, care reprezenta chiar salariul ei. Ce face? Și avea și familie, avea și... Nu știu ce se întâmplă în astfel de cazuri. De cele mai multe ori aparținătorii se dezic de, ori nu mai răspund la solicitările asistenței sociale și se dezic de părinții lor sau de fraților, și atunci el, nemai având aparținători, trece în cheltuiala statului. Ceea ce iarăși nu este simplu, că vine o cheltuială în plus pe Consiliul Județean, deci nu vine pe guvern. Da, se apropie iarna și, evident, cheltuielile în centrele acestea sociale sunt mult mai mari decât în perioada verii. Dacă e să ne gândim numai la întreținere, la încălzire și așa mai departe. Dar, pe lângă aceste lucruri, pe lângă utilități, mai trebuie asigurată și cămara cu alimente pentru iarnă. Așa este, nu am... În anii din urmă știu că se făceau aprovizionări serioase toamna. Acum care e situația? Situația nu este chiar roz, nu prea s-au făcut aprovizionări, pentru că tot lipsa banilor a fost cea care a generat acest lucru, dar avem contractele în derulare pentru asigurarea hranei și atunci, bineînțeles că având astfel de contracte, furnizorii trebuie să aducă hrană atât pe timpul verii cât și pe timpul toamnei. Mai avem grădină, mai luăm din ceea ce mai producem noi și punem, reușim cât de cât să punem eventual murături sau varză sau de astea care mai pot fi crescute în zona centrelor sociale. Datorii către furnizori aveți? Pentru că știu că erau întotdeauna sunt datorii către furnizori. Avem și datorii mai vechi, avem și datorii mai noi, mai facem datorii. În funcție de cum ne vin banii, așa plătim și noi. Avem aici înțelegere la furnizori că ne mai păsuiesc, dar și noi înțelegem pe ei și ei ne înțeleg pe noi și atunci într-o oarecare măsură, când vin banii, nu-i mai și ca, adică imediat se și dau către furnizori și atunci ei știu că atunci când vom avea bani vom plăti.
Cât câștigă un salariat care lucrează la dumneavoastră la instituție? Să spunem un simplu asistent care are în grijă 70 de persoane. Ce le-a făia? Nu e vorba numai de asistent, pentru că numai asistentul medical. Să luăm cazul ăsta, un exemplu. Aș putea să vă spun cât câștigă colegii mei care lucrează direct la noi, deci de la salariu minim, chiar cu, depinde pe ce posturi sunt angajați, și câștigă salariul de asistent medical. Nu știu, 1100, între 900 de lei și 1100 de lei un asistent medical. Ceilalți cu studii superioare, asistent social, tot pe aici 900, în funcție de vechime. Bun, mai sunt mai mulți factori care contribuie, dar salariile nu depășesc 900, cele mai multe salarii în asistența socială nu depășesc 600 de lei. Deci cele mai multe, predominante, sunt cele care nu depășesc 600 de lei și aici v-aș da exemple de oameni cu studii superioare care lucrează pe 560 de lei, 520 de lei, 580 de lei. Deci tumultul salariilor din asistența socială se învârt undeva la 600 de lei, 580-620 pe aici. Astea sunt realitățile din teren. La momentul actual se află în construcție vreun centru social la nivelul județului, un centru al direcției? Nu, se finalizează un proiect care are un centru de primiri urgențe, dar este pe copii străzii. Pentru bătrâni și persoane cu dizabilități, în acest moment nu se construiește nimic, pentru că au fost probleme cu cofinanțările, nu că noi n-am fi depus proiecte sau că n-am fi fost în stare să gestionăm anumite proiecte, dar au fost foarte mari probleme cu cofinanțări, deci practic tot lipsa banilor a dus la a nu mai accesa fonduri europene pentru că trebuia să punem cota aparte. Și atunci, nemai având cota aparte, n-am mai putut să onorăm proiectele pe care le-am depus. Da, ați constatat așa în ultima perioadă? Mai este un mare centru care trebuia să se deruleze de vreo câțiva ani. Tot am făcut demersuri la guvern și la Consiliul Județean, care Consiliul Județean a răspuns imediat, ne-a dat hotărâre de Consiliul Județean privind cofinanțarea, dar s-a împotmolit undeva la minister și a rămas acolo. Această despărțire însemna mai multe centre mai mici, care urmau să preia beneficiarii de la HUS, unde sunt într-adevăr foarte mulți, am aproape 200 de beneficiari acolo. Au fost acum câțiva ani tot 200, s-au despărțit și au dus în mai multe centre, rămăseseră la un moment dat vreo 90 de beneficiari, dar cum persoanele cu dizabilități nu pot fi ținute sau când au venit din familie sau aparținătorii, nu i-a mai putut ține, că sunt și aici probleme. Când e mai mic, copilul ții până la 10, 12, 15 ani, dar nevoile lui cresc, posibilitățile părinților scad și atunci, nemai putând să accesezi, nemai putând să-i țină pe acești copii în familie, îi aduc în centri. Și trebuie să înțelegi până la adică este ușor să ai grijă de un copil cu dizabilități de până la 5 ani sau până la 10 ani, dar când are 17, 18, 19, 20 de ani, 22 de ani, deja lucrurile sunt mai complicate. Și nu îi mai pot ține familiile și atunci îi dau nou. Și din nou de la 90 de persoane cu dizabilități le-am avut la HUS, avem astăzi aproape 200. Probleme foarte mari la nivelul județului Vaslui sunt și în ceea ce privește plata însoțitorilor persoanelor cu handicap. Unii dintre ei au restanțe de luni bune la încasarea salariilor și tocmai din această cauză știu că renunță la această meserie și persoanele cu dizabilități rămân practic fără însoțitori, evident că ajung într-un centru, bineînțeles. Care este situația acestor centre? Nu, situația acestor beneficiari este ceva mai complexă și nu ni se datorează nouă. Ei, într-adevăr, vor ajunge până la urmă tot într-un centru, ceea ce este de nedorit pentru cineva care a stat în societate, care a avut însoțitor și care a avut asistent personal. E altfel în societate, altfel, și noi ne simțim altfel acasă decât la spital, spre exemplu. Dar problema nu a venit de aici, problema a venit din politica guvernului, că atunci când a deconcentrat, să zicem, asistenții personali, ei au fost plătiți tot timpul de guvern. Dar acest guvern a citit, cred că doar a citit, a interpretat într-un anumit fel legea și a zis că nu pot să-i mai plătească ei, ci plătească primăriile. Primăriile, la rândul lor, au fost plafonate din punct de vedere al salariaților la un anumit număr.
Ori asistenții ăștia personali, nu putem să știm că avem 5, că avem 10, că avem, dacă avem 50 de persoane cu dizabilități, eu nu pot să aleg numai 5 să le asigur asistent personal. Ori le asigur, ori nu le asigur. Ori plafonând nivelul de salarii, plafonând nivelul de personal, dimensionând nivelul de personal din primărie, au ajuns la concluzia că nu mai pot să asigure asistenți personali. Pentru că nu au bani să-i plătească. Și atunci, bineînțeles că cei mai mulți renunță, nu renunță, sunt dați afară de către primărie. Li se desface contractul de muncă pentru din lipsa banilor. Cele mai multe primării au ales această variantă de a nu mai avea asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități, iar persoanele cu dizabilități care, într-adevăr, nu se mai pot descurca neavând asistent personal, bineînțeles că apelează la sistemul de protecție și, bineînțeles, că ajung până la urmă într-un centru de persoane cu dizabilități, care, vă spun, și noi ne simțim mai bine dacă luăm pastile și facem injecția acasă decât dacă stăm la spital. Din punct de vedere psihic ne este mai bine și atunci ei au aceeași problemă. Că într-un centru, la urmă urmei, nu este ca în pensiuni. Tot cămin, tot în cameră, stai tot în regim închis. Nu e același lucru ca acasă. Dar ați constatat în ultima perioadă, având în vedere aceste probleme din sistemul de protecție socială, că se încearcă măcar o rezolvare a lor, că există, știu eu, o speranță de mai bine în perioada următoare? Eu cred că am văzut ceea ce ați văzut și dumneavoastră. Guvernul spune în continuare că suntem prea mulți în asistență socială. Guvernul spune în continuare că se cheltuie prea mulți bani pe asistență socială și atunci, bineînțeles, că noi suferim același lucru, adică salarii mici, salarii, oameni prost plătiți, norme de hrană sub nivelul european și așa mai departe. Condiții, pentru că dacă nu-mi dă bani ca să zugrăvesc, nu am să zugrăvesc și nu pot. Și nu aș vrea să vedeți cum arată un cămin nezugrăvit, pentru că, în primul rând, nu o să vedeți, pentru că am insistat să fie, din punct de vedere al curățenii, toate măcar la standarde, dar acest lucru se face cu mari eforturi. Pentru că nu ne alocă nimeni bani, nealocându-ne bani pentru toate astea, bineînțeles că trebuie să facem altceva, să facem cumva ca să nu fie rău pentru beneficiari. Și v-am spus, întotdeauna am pus mai presus interesul beneficiarilor decât interesul angajaților. Asta nu înseamnă că angajații au de suferit, ci doar că toți angajații trebuie să-și facă treaba acolo unde sunt ei, pentru treaba pentru care sunt plătiți acolo. Cu atât cât suntem plătiți. Că nu numai toată lumea zice, bine, dar acum ați plătit mai puțin, trebuie să muncesc mai puțin. Nu, pentru că așa cum ești tu plătit mai puțin și eu sunt plătit mai puțin. Și nici eu nu muncesc mai puțin. Sau n-am responsabilitate mai mică dacă îți plătim mai puțin. Suntem plătiți mai puțin, muncim cu atât cât suntem plătiți, dar ne facem treaba acolo unde suntem. Când nu mai facem cu aceeași aplomb, când nu mai facem cu aceeași plăcere, asta este altceva. Dar ne facem treaba. Vă propun să discutăm în continuare un pic și despre partea politică. Sunteți, așa cum spuneați înainte de emisiune, un simplu membru al Partidului Social Democrat, dar cunoașteți foarte bine și culisele politice, având în vedere că ați deținut și funcția de președinte al organizației Tinereta de la PSD, ați fost chiar deputat parlamentar. Evident că știți ce se întâmplă în prezent în partid și puteți analiza lucrurile de pe scena politică din România. Cum vedeți haosul acesta din politică de la momentul actual? Credeți că mai există vreo șansă de reașezare a lucrurilor, având în vedere că cei de la putere caută tot felul de soluții și de cele mai multe ori reușesc să găsească aceste soluții și să le pună în practică, astfel încât să poată rămâne mult timp de acum încolo la guvernare? Știți zicala aia, cum prost arunc o piatră în apă și 10 deștepți să n-o scot? Cam așa e și cu actuala guvernare. Se pare că aplicam niște politici greșite din punctul meu de vedere. Bineînțeles, nu pot fi decât ceea ce gândesc și spun. Din punctul meu de vedere, spuneam al social-democrat și așa probabil că am fost crescut. Și ca simplu cetățean și ca simplu membru de partid. Este complicat acum. Au făcut atâta rău acestei țări și de altfel se vede, dacă a ajuns lumea să bată de la un sac de cartofi, dacă a ajuns lumea, păi unde sunt acele
acele momente de bunăstare în care lumea își permitea să-și schimbe mobila, să-și schimbe tot felul de lucruri prin casă, să-și ia covoare noi, și simplu să-și permită să meargă la supermarket cu, în fiecare săptămână să vină cu coșul plin. Acum te cam duci la supermarket și te gândești de două ori dacă să iei sau să nu iei sau să lași pe poimâine, poate nu-ți mai trebuie. Politicile actualei guvernări, nemai fiind axate pe interesul cetățeanului, ci doar pe interese de grup, bineînțeles că îi interesează ceva mai puțin ce se întâmplă în țară și ce se întâmplă cu țara aceasta. Și aici mă refer și la agricultură, și la economie, și la... După cum vedeți, mare lucru nu mai merge în țara asta. Mai merg asfaltările, pentru că asfaltatorii au o anumită afinitate, mai merg, știu eu, tot felul de lucrări de astea care nu sunt, nu privesc din punct de vedere social societatea. Și eu am lucrat, când am fost în deputat, am lucrat în comisie de muncă și mă rog, e foarte complicat, toată lumea la comisie mai vine, mai primește pe câte cineva, îi spune să facă un lobby pentru un anumit fel de lege. Bun, eu am fost în teren și am făcut lobby pentru legea pensiilor sau pentru legea salarizării, din care practic n-am câștigat nimic, nimeni nu a venit să-mi zică, știi, ai făcut legea asta și uite, ai și tu partea ta, pentru că nu poți să te duci la bătrân să-i spui, eu ți-am crescut pensia cu 10 lei, un leu mi-l dai mie. Înțelegeți? Ori ne creând astfel de bani acest domeniu social, bineînțeles că nu prezintă un interes major pentru actuala guvernare. Dar eu cred că până la urmă poporul acesta, țara, oamenii își vor da seama de marea gogoriță care ni se vinde. De altfel, vedeți, acum ni se vinde că mă mir cum ni se spune că de fapt trăim bine. Nu, ceea ce ni se întâmplă nou e doar un vis. Noi de fapt trăim bine. Pentru că asta încearcă să vândă. Și nu sunt ei vinoveți de treaba asta. Nu este actuala guvernare. Dar doar nu o să fiu eu vinovat. Că n-am făcut eu politicile de guvernare, n-am făcut eu politicile de dezvoltare, n-am făcut eu toate astea. Acum e vinovat, nu știu, cel de la Apple, nu știu, zic și eu. Oricine altcineva. Da, oricine altcineva decât actualul guvern. Că nu știu ce virus a intrat în calculator și le-a stricat lor previzionarea primătorii 50 de ani. Fraților, nu mai țin chestiile astea din punct de vedere politic. Tot venim cu gogoși politici. Haideți să venim odată cu lucruri concrete. Haideți să venim ce au făcut fiecare. Ce a făcut... mă mir că nu dau vina pe guvernul de după 89, pe FSN, pe ce mai fi fost atunci. Pentru că ar da vina pe oricine, numai ei nu-s vinoveți. Dom'le, noi încercăm să facem, dar nu reușim. Dar dați să plecați odată acasă. Vin alții care reușesc dacă voi nu reușiți să faceți odată lucruri bune pentru țara asta și pentru cetățenii care o locuiesc. Dacă vreți să faceți altceva, mergeți într-o altă țară și faceți altfel. Dar dacă vedeți că în țara asta politicile astea sunt proaste, dom'le, nu le mai aplicăm. La momentul actual nu știu cine ar putea să vină și să salveze situația, pentru că așa cum spunea un coleg de-al dumneavoastră de partid, Mircea Joană, când a fost săptămâna trecută la Vaslui, cine va veni la guvernare din 2013 încolo va avea o misiune foarte grea, unul la mână, doi la mână, Uniunea Social-Liberală, din care faceți parte și dumneavoastră cu Partidul Social-Democrat, la momentul actual nu e pregătită să intre la guvernare. Și nu e pregătită să promoveze specialiști. Nu am învățat încă din greșelile trecutului. Eu nu vă cred. Deci eu am voie să nu vă cred. Nu-l credeți pe domnul Joană, eu vă spun ce spunea el. Nu, încă o dată vă spun, nu cred că nu avem specialiști, asta este una, doi. Nu că nu aveți, îi aveți pe specialiști, dar problema e să nu se mai meargă cum s-a mers până acum, să promovăm doar oamenii strict din punct de vedere politic, pe criterii politice. Nu contează că e mai bun unul care nu e înregimentat politic. Haideți, probabil că v-au făcut o exprimare nefericită. Ideea este alta. Specialiștii, în câte guverne ați văzut dumneavoastră ale Partidului Social Democrat că s-a promovat doar din punct de vedere politic și nu și specialiști. Dacă vă uitați, în toate guvernele, miniștrii au fost puși atât politic cât și specialiști. Da, nu cred că nu cred că domnul Tănăsescu, care a fost ministru economiei și finanțelor, n-a fost un specialist. Deci eu nu vă cred.
Pentru că tocmai l-a luat Banca Mondială și, și lucrează acolo. Și nu cred că nu era un specialist bun. Sau mulți alții, sârbu la agricultură, care era un specialist. Sau, da, toți cei care... O să luați, dacă vreți, faceți o analiză a guvernelor și o să vedeți că nu a existat în, în guvernările Partidului Social Democrat vreun funeriu. Și vă rog, și puteți să săpați chiar și până la nivelul 2-3, pentru că nu o să găsiți un funeriu. Dar, care nu știm, are liceu sau nu are liceu. Sunt lucruri care doar pentru că au găsit pixelul albastru, au devenit ministru. Nu o să găsiți. Sunt și la noi oameni care, într-adevăr, muncesc, care vin, urcă din punct de vedere politic, dar ei și întotdeauna Partidul Social Democrat și sperăm noi că și Partidul Liberal o să îi pun în funcții nu numai pe, pe criterii politici, ci și pe criterii de competență. Și vreau să vă spun că la noi în partid și chiar la Tineretul Social Democrat și când eram eu de-a lungul timpului și acum chiar colegii mei au fost la o școală de vară unde s-au pregătit, la o școală politică unde s-au pregătit, la fel și s-au pregătit din punct de vedere politic și acolo n-am trimis numai oameni politici, am trimis și specialiști. Deci oamenii aia care i-am trimis acolo, tinerii aia care îi pregătește partidul și care îi pregătește să preia frâiile partidului așa din mers și să creștem, pentru că dacă, și o să vă mai dau un exemplu, eu sunt un caz fericit, am pornit de la simplu membru de partid, am trecut prin funcția de consilier local, am trecut prin funcția de... eram profesor la școală, am trecut prin funcția de director de cancelarii, am urcat de jos, am trecut prin toate, prin multe trepte, până am ajuns chiar la funcția de deputat. Dar când te trezești deodată ministru și înainte ai fost, nu știu, barman, cred că ai o problemă. Cred că partidul care te-a pus acolo are o problemă și niciodată la noi în partid nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Adică atunci când am pus oameni, nu ne-am gândit numai să fii om de partid și loial, ci să fii și un bun specialist ca să nu te faci de râs, să nu te facă de râs. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel de-a lungul timpului, vedeți că se vorbește despre guvernul Năstasie, că despre un guvern foarte bun, guvernul Văcăroiu la fel, un guvern foarte bun. Deci guvernele Partidul Social Democrat, oameni și în general despre Partidul Social Democrat vorbește că are oameni competenți și oameni și buni specialiști. Tocmai pentru că în acele funcții cheie care se văd, care sunt vizibile la nivelul întregii țări sau care sunt vizibile la nivelul întregii societăți, sunt de cele mai multe ori și la noi aș putea spune chiar de fiecare dată oameni capabili, oameni care au lucrat, oameni care au lucrat în domeniu, oameni care au lucrat în specialitatea respectivă. De aia zic eu că Partidul Social Democrat își menține și își păstrează reputația de a fi un partid cu mulți specialiști și cu oameni de bună calitate care au ocupat funcții de-a lungul timpului. Sunteți printre cele mai cunoscute victime ale votului uninominal, având în vedere că ați obținut peste 6.000 de voturi la alegeri, și, dar colegiul de deputat l-a câștigat un alt personaj cu mai puțin de 2.000 de voturi. Ce spun primarii din colegiul dumneavoastră? Cum e? Sunt ajutați? Pentru că vorbim de un politician care a fost când la PNL, când la UNPR, când independent, când nu mai știu pe unde a trecut, ar fi trebuit să... Eu nici eu nu știu foarte bine, nici eu nu știu pe la ce partid a mai trecut. Vorbim de domnul important... Dan Bordeanu. Da, probabil. Ce m-a ajutat de-a lungul acestor acuși 4 ani de când, într-adevăr, am pierdut fără câteva voturi mandatul de parlamentar, de deputat, mă ajută tocmai acești domni primari care, și nu numai, chiar cetățenii din comune, care, alături de care am fost și alături de care eu sunt. Eu merg mai mereu prin colegiul în care am candidat și nu numai în colegiul în care am candidat, merg în aproape tot județul, având astfel de probleme, având problemele sociale, trebuind să am contact cu primarii, cu primăriile, cu asistenții sociale, cu asistenții personali, așa mai departe, merg și ei îmi spun că eu sunt, de fapt, deputatul lor, dar eu le explic încă o dată că deputatul care le reprezintă colegii este altcineva, chiar dacă nu este de la noi, și spun, da, dar nu l-am văzut de 4 ani aici. Nu-i nimic. Asta înseamnă să câștigi un mandat cu aproape 2.000 de voturi, nici măcar voturile unui primar serios. Și atunci efectele acestui lucru se văd, pentru că omul nu are curaj să se ducă acolo unde l-a votat 5 oameni, să se ducă să ce? A venit o singură dată,
nu le-a făcut nimic, numai le-a promis, a încercat să facă și nu a putut să facă nimic și a plecat. N-are legătura cu colegiul, deci cu alte cuvinte, asta spuneam și că se întâmplă și în guvern atunci când nu pui specialiști, când nu pui oameni care lucrează, când vorbeam despre asistența socială, când nu pui oameni care lucrează în domeniu, acest lucru se vede în activitate, pentru că acești oameni care spuși în puncte cheie emit hotărâri, emit ordine din ministru, ori acestea au efecte în societate, în societatea în care el n-a lucrat și despre care el nu știe mare lucru. Iar când vii să aplici niște hotărâri și niște ordine care nu se pot aplica, ai o problemă. De aia ar trebui ca socialdemocrații și ca USL-ul, și așa va fi. Eu sper și sunt convins că această guvernare portocalii va pleca în cel mai scurt timp și plecând USL-ul, nu numai că este pregătit, eu spun că suntem foarte pregătiți, dar este nevoie de o perioadă de clemență, pentru că tocmai Petroiu cineva l-a aruncat și ceilalți 10 trebuie să vină să-l scoată și e o leacă mai complicat de scos Petroiu din baltă acum, pentru că el a fost aruncat, rău a fost făcut. Atunci când am tăiat un deget, degetul a fost tăiat. Chiar dacă vin 50 de specialiști, trebuie să pună degetul înapoi. Și nu, îl tăiem într-o secundă, dar îl punem înapoi în 2, 3, 4, 5, 6 ani, da? Și cu recuperare, cu toate alea. Așa e și cu politicile care au fost făcute. Rău a fost făcut. România a fost îndatorată pe plan mondial cu de 10 ori datoria de până acum. Banii ăștia trebuie să dați înapoi și trebuie să dați înapoi de cei care vor veni după acest guvern nenorocit. Deci nu vor fi, nu se va putea. Nu se vor putea recupera banii într-o zi, în ultima zi când pleacă, ei plătesc și datoria. Nu, ei, datoria rămâne, o să o plătesc și eu și dumneavoastră și ascultătorii și noștri, o să o plătim de acum încolo mulți ani. Deci ceea ce înseamnă că va fi o povară în plus pe bugetul țării, va fi o povară în plus pe cetățeni, dar asta nu înseamnă că politicile pe care le va face partidul și Uniunea Social-Democrată vor fi împotriva cetățenilor săi. De obicei și întotdeauna, după cum ați văzut, și guvernările anterioare au dovedit-o, că Partidul Social-Democrat și-a axat, în general, activitatea către statul social. Eu nu spun acum că trebuie să facem numai asistență socială, nu spun că trebuie să facem numai lapte și corn și numai paste 16 și numai... Nu. Dar dacă avem o societate în care bunăstarea începe să crească și cazurile sociale sunt din ce în ce mai puține, pentru că societatea însă își trage după ea persoanele care o duc mai greu, le trage societatea, pentru că eu dacă am să am salar mai mare și am să fiu mai bun, ăla, am să-l ajut și pe ăla mai sărac de lângă mine să aibă. Sau economia, dacă ar să meargă bine, se vor ieftini alimentele, se vor ieftini chiriile, se vor ieftini, și atunci, ieftinindu-se situația asta, aș permite și unul care câștigă mai puțin să meargă, să stea acolo și să nu vină să apeleze la asistența socială. Sau, dacă o duce bine și are pensie o leacă mai mare și își permite să-i dea la o tânără sau un tânăr, la o infirmieră, ca să-i vină acasă să-i fac curat o dată la săptămână. Sau... Deci acest serviciu l-avem și noi, din mers la domiciliu și de făcut, ajutat bătrânii. Dacă tot cunoașteți aceste lucruri și cunoașteți și trebuie să facă un politician pentru a se implica, știu eu, cât mai bine în rezolvarea problemelor cetățenilor, n-am văzut să vă depuneți vreun dosar de candidatură la Consiliul Local, de exemplu, pentru că s-au anunțat în ședința pe care ați avut-o de curând. Dar nu s-a încheiat perioada. Să înțeleg că v-ar tenta un mandat de consilier local sau de consilier județean? Eu cred că fiecare dintre noi putem face lucrurile și fără să avem o funcție. De aia am devenit un simplu membru. Unde e mult mai ușor când particip la luarea unor decizii. Da, dar putem participa prin reprezentanții noștri. Putem participa și prin reprezentanții noștri. Eu am mare încredere în cei care și-au depus candidaturile și dacă o să fie momentul să-mi depun și eu. Dar am mare încredere în cei care și-au depus candidaturile. Că atunci când vor ajunge pe funcții, nu vor uita de unde au plecat. Și atunci, ca și acum, să nu credeți că la noi în partid nu se discută mari parte din hotărârile Consiliului Local. Pentru că și așa s-a întâmplat de-a lungul timpului, cu mulți ani înainte. De acum, adică sunt eu de vreo 12-15 ani în partid și așa se făcea dintotdeauna. Consilierii locali discutau, luau ordinea de zi, luau proiectele de hotărâri și le discutau între ei și cu persoanele din partid, le discutam ca și principii, ca să zic așa.
Înțelegeți? Deci, adică eu dacă vreau să-mi spun punctul de vedere, mi-l spun colegilor mei din Consiliul Local, îmi spun punctul de vedere și ei îl reprezintă în Consiliul Local acest punct de vedere, dacă este corespunzător cu ceea ce reprezintă ei acolo pentru urbic. Nu o să le spun să mărească taxele. Că dacă le spun să mărească taxele, taxa de, nu știu, de mers pe trotuar sau să inventeze taxa de mers pe trotuar în județ, în orașul Vaslui, nu știu dacă o să mă asculte. Nu? Deci, dacă vii cu o propunere bună, nu neapărat trebuie să fii pe o funcție, ci trebuie să-i determini pe cei care sunt pe această funcție să îți reprezinte această părere a ta sau această viziune în ceea ce reprezintă urbea. Da, dumneavoastră personal, sunteți mulțumit în totalitate așa de activitatea colegilor de partid care dețin funcții în legislativ, în Consiliul Local, în Consiliul Județean, deputați, senatori? Știți cum e, mulțumiți nu poți fi niciodată, că tot timpul vrei mai mult, că așa suntem noi, suntem oameni, tindim către ceva mai bun, tindim către ceva mai mult, tindim să ne fie mai bine, să fie la ceilalți mai bine. Și atunci, bineînțeles că sunt discuții, dar asta nu înseamnă că sunt nemulțumiri. Aceste discuții sunt constructive și se iau deciziile cele mai bune, atât în ceea ce privește Consiliul Local, atât în ceea ce privește Consiliul Județean. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este ca lucrurile să meargă bine, societatea și cei pe care îi reprezentăm să fie mulțumiți, mai mult decât dacă aș fi eu mulțumit. Poate că eu nu sunt mulțumit, dar dacă cei mai mulți din cei pe care îi reprezentăm sunt mulțumiți, și eu fac ca și ei. Adică mergem pe principiul majorității și dacă este bine pentru mai multă lume, atunci sunt și eu mulțumit. Promovarea tinerilor este o soluție la momentul actual? Eu cred că promovarea tinerilor de valoare este o soluție la momentul actual și cred că a fost o soluție întotdeauna. Promovarea tinerilor de valoare. Se găsesc greu tinerii de valoare? De ce ați accentuat acest cuvânt, valoare? Pentru că aveți exemplu Funeriu și el este tânăr și nu cred că a făcut numai bine în țara asta, că nici eu care am mai profesat un pic prin sistem, nu prea mai înțeleg mari lucruri. Dar de-aia am accentuat ca tinerilor de valoare, că una să ai un tânăr care a terminat la Oxford și vine cu politici, precum în Bulgaria, politici foarte buni și schimbă lucrurile în bine, și alta este să vii să schimbi, să înceapă anul școlar sâmbătă sau să înceapă anul școlar pe 13. Mă rog, astea sunt chestiuni care eu nu le-am înțeles niciodată. De când e lumea și pământul, pe 15 septembrie, când eram la școală, 15 septembrie, l-așteptam ca pe, nu știu, ca pe Moș Crăciun. 15 septembrie era legea, atunci începea școala. Chiar era joi, vineri, sâmbătă, duminică, nu conta. 15 septembrie era ziua de început școala. Dar sunt lucruri pe care nu le înțeleg, probabil că nici nu trebuie să le înțeleg eu, probabil că le luăm ca atare, le executăm, dar asta nu înseamnă că este bine. Și de-aia am accentuat în politică și chiar în societate, tinerii de valoare și, în general, promovarea valorilor, mai tinerii sau mai puțin tinerii, cred că este soluția salvatoare atât pentru societăți, cât și pentru societatea din ansamblu. Vă gândiți la un mandat de deputat după eșecul din 2008? Eu mă pot gândi la orice. Important este să avem discuții, important este să hotărâm împreună, să stabilim împreună care sunt prioritățile, cine va trebui să candideze, ce va trebui să facă dacă candidează. Având în vedere ce alegeri grele vor urma. Vor urma niște alegeri foarte grele. Mai grele n-au fost până acum, mai grele de atât. Ați fi tentat să mai intrați într-o astfel de luptă? Întotdeauna am intrat în luptă, nu m-am ferit nici că a fost greu, nici că a fost ușor și eu cred că acolo unde am fost, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere administrativ, zic eu că am ocupat vreo câteva funcții prin orașul, județul ăsta, mi-am făcut treaba așa cum am considerat și nu am încercat să nu-i fac de râs și de rușine pe cei care m-au creditat cu încrederea lor. Și cred că valoarea tinerilor și valoarea celor care vor promova și sunt promovați vine tocmai din aceste lucruri, din a-ți face datoria, din a-ți face ceea ce ești pus să faci cu toată dăruirea și cu tot ce înseamnă ființa ta, adică să te dăruie acelui lucru. Și eu am încercat, v-am spus, și la prefectură, și la protecția copilului, și la școală, și la unde am mai fost, și în Parlament, nu degeaba steam până la 11 noapte acolo, făcând, citind și lucrând la niște legi. Ei, dar, se mai joacă unii pe calculator, am văzut. Eu nu aveam calculator la comisie, da? Mă rog, asta e o altă discuție.
Am încercat ca peste tot pe unde am fost să fac pe cât posibil lucrurile să fie bine. Deci să-mi fac datoria așa cum am considerat eu că trebuie făcut. Bineînțeles, punând mai presus de interesele mele, interesele locului de muncă pe care îl reprezint. Regionalizarea, indiferent de forma în care va fi făcută, va aduce evident și o reducere a numărului de parlamentari. Asta este o gogoriță care ni s-a vândut. Eu cred că nu este... Adică exemplele din trecut nu sunt întotdeauna cele mai bune. Regionalizarea a mai fost, s-a renunțat la ea. Acum probabil că ar să mai fie sau n-ar să fie. Eu zic că nu este o soluție bună. Este doar o soluție de avarii pentru cei de la actuala putere să pătrundă, să-și mai câștige mai mult, să-și maximizeze valoarea electorală. Dar eu nu este o soluție, iar cu plus minus 100 de parlamentari nu crește bugetul țării, este nesemnificativ. Asta este doar o gogoriță aruncată pe piață, de către Băsescu la momentul respectiv, că sunt prea mulți parlamentari, vă spun, cu 100 de parlamentari în plus sau în minus, nu crește bunăstarea niciunui român. Dar devin mai ușor de controlat cei care sunt acolo, pentru că una este să iei decizia cu 3 oameni și alta este să iei decizia cu 7 oameni, pentru că atunci cu 3 oameni trebuie să convingi 2 dintre ei, iar când ai 7 oameni trebuie să convingi 4 dintre ei, deci te costă ceva mai mult ca să-i cumperi. Ori ei asta, tocmai asta urmăresc să facă, să fie cât mai puțin eventual spre deloc parlamentul, ca să nu fie nevoiți nici să cumperi sau să facă legi care să treacă, să fie dezbătute. Pentru că în Parlament chiar se dezbat. Și dacă nu se dezbat la televizor în plen, cum să știi că am trecut pe acolo, în plen doar este vârful și să aprobă da sau nu, dar ele se dezbat în comisii și se fac dezbateri ample și serioase. Și probabil că pentru a evita acele dezbateri, vor să micșoreze astfel încât să fie ușor de cumpărat. 2-3 și ați văzut un EPR-ul, ce frumos s-a desprins din diversele partide și a format un EPR-ul, cumpărându-i unul câte unul, fiindu-le ușor, netrembuindu-le mulți de adus ca să facă majoritatea. Aveți și dumneavoastră un fost coleg da, marcant, care membru de bază acum, da. Președinte la un EPR. Domnul Marian Sârbu, care vă pune minte în roate inclusiv la nivelul județului Vaslui. Da, este alegerea domniei sale, dar eu nu cred că a fost corect nici din partea domniei sale și nici din partea celor pe care îi reprezint el. Deci nu cred că acum cei pe care îi reprezintă din colegiul în care a candidat sunt neperiști. Pentru că eu știu că cei care l-au ales nu au fost neperiști, au fost pesediști. Iar dacă dumnealui s-a considerat că știi, pe mine m-a trimis în Parlament 8.000 de oameni care m-au votat și eu sunt un neperist acum, ăia 8.000 de oameni nu sunt un neperist. Deci eu nu-i mai reprezint pe ei. De aia probabil că și partidul nostru ar fi de părere că atunci când ai plecat din partidul care te-a promovat, să rămână funcția acolo unde... Ceea ce ar fi și corect, pentru că electorii, cei care te-au trimis în Parlament, nu te-au trimis pentru că ești tu Stati Vâirnel, ci pentru că ești tu Stati Vâirnel de la PSD. Deci este foarte important acest lucru, pentru că ești tu Stati Vâirnel de la PSD. Ai venit cu programul partidului, ai venit cu politicile partidului, cu partidul ăla în care noi aveam încredere și atunci... Ai fost sprijinit de colegii din partid. Și atunci cei care, pe care îi reprezinți sunt în mare parte simpatizanți și oameni care au încredere în PSD și nu în UNPR și nu în tine tu ca persoană, ca entitate. Că dacă vrei tu ca persoană, ca entitate, te duci candidez independent și ieși atâta cât ieși. Și îți vezi valoarea adevărată. Dar până ajunge la momentul ăla, trebuie să te gândești că cei care te-au trimis în Parlament te-au trimis pentru că ești tu, Irinel, de la PSD. Pentru că partidul și politicile partidului și programul partidului a făcut astfel încât și ceea ce ai promis în numele partidului și cu ajutorul lui să le rezolvi. Dar asta este o problemă ceva mai amplă de discutat și probabil că o să facem o nouă emisiune pe această temă, dacă... sunteți de acord. Sigur, eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră astăzi. Vă mai aștept în studio și în perioada următoare. Se anunță o perioadă tot mai grea pentru sistemul de protecție socială pe care îl reprezentați, dar și pentru scena politică, cu siguranță. Devine mai efervescentă, mai fierbinte. Exact, se vor înfierbânta lucrurile și mai tare, chiar dacă vine sezonul rece. Sigur că da. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Cu mare drag, băi. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția Linia Întâi de astăzi. Rămâneți alături de noi. O zi bună în continuare.